Și m-am născut într-o familie de credincioși, am fost tot timpul la biserică. Și am fost un copil cu minte din exterior privit, așa. Eu n-am avut o întâlnire personală cu Domnul până când n-am ajuns într-un grup mic, la 16 ani. Un timișorean a venit să facă armată aici, în Galați. Și, în dragostea din tăi a venit cu el cu broșurile, siguranțele, siguranța mântuirii, siguranța victoriei asupra păcatului și așa mai departe. Țin minte că atunci când l-am adus acasă, că eu fiind cel mai mare din cei 10 copii, aveam printre altele la acea vreme responsabilitatea să-i aduc pe militari la noi acasă ca să poată veni la biserică, ca așa se întâmplau lucrurile atunci. Și am venit cu Ionuț și Ionuț a intrat în cameră, s-a plecat pe genunchi și fiind în dragoste a făcut o rugăciune care din perspectiva copilului care nu se întâlnise cu Domnul, eram în clasa a mi se părea interminabilă. Dar Dumnezeu l-a folosit. Grupul acela, studierea Scripturii, a produs o revoluție efectiv în sufletul meu. De atunci, pentru mine, grupul mic a fost ceva ce Dumnezeu a așezat în ADN-ul meu. Acolo am crescut, sigur că exemplul părinților a fost incontestabil, a avut o forță uriașă. Mi-amintesc că n-aveam resurse, resurse cu care să fac față întrebărilor colegilor, profesorilor. De ce credem în Dumnezeu? Cum justific că Dumnezeu există? Cum argumentez? Într-o zi tata a găsit în poștă mai multe cărți creștine puse într-o duminică dimineață să țin minte. Cineva noaptea le-a pus, că atunci underground se întâmplau toate astea în secret. Și una dintre ele era și totuși Dumnezeu există, scrisă de Petru Popovici. Aveam, cred că, 17 ani când am citit cartea aia. Pentru a fost un răspuns de la Dumnezeu. Pe următor de la el am citit cartea și totuși Biblia este adevărată. Acum nu știu ordinea în care le-am citit. Wow, mi-a spus în sfârșit. Am intrat la facultate, am plecat în armată, în Mangalia, 9 luni trebuia să facem armata. Eram singurul credincios din toată unitatea militară. Și la un moment dat, la o oră de învățământ politico-ideologic, că ajungem la ceea ce discutam puțin mai devreme, tema a fost obscurantismul religios. Și locotenentul, după ce și-a terminat el lecția, a adresat o întrebare. Da, este cineva printre noi credincios, pentecostal, baptist, adventist, așa știa și el numele ăsta. El a fost un moment de maximă tensiune în sufletului meu. Ce fac acum? Mă ridic și ce urmează? Sau mă facă plouă? Ceva nu, nu mi-a dat liniște. M-am ridicat și am spus, eu cred în Dumnezeu. A fost șoc pentru toți colegii, pentru el cum se poate cineva student să creadă în Dumnezeu? Și vă, vă imaginați dialogul care a urmat. A fost ceva de genul, ok, demonstrează-ne că Dumnezeu există. Am zis, demonstrați în dumneavoastră că undele electromagnetice sunt în sala asta și când îmi demonstrați și le vedeți, le vedeți, l-am întrebat. Nu. Credeți că sunt? Da. Sunteți un om credincios și credeți în lucruri care nu se văd. Vedeți, cam așa crede și eu în Dumnezeu. Dar am nevoie de credință. Și... Mă rog, dialogul a fost interesant, asta a spus, nu mai putem discuta, un coleg a spus, nu mai întrebați că ședințele lor, așa nu mi adunările noastre, ședințele lor de la biserică sunt făcute special ca să răspundă întrebărilor noastre. Deci, orice întrebare îi punem, el o să ne răspundă, ceea ce nu era cazul. Mi-aș fi dorit să fie adevărat în dreptul meu. Ei, am fost raportat la conducerea unității militare și apoi a urmat o perioadă extrem de dificilă, când am fost anchetat în fața colegilor mei despre credința mea în Dumnezeu, exclus din UTC, Uniunea Tinerilor Comuniști, pentru cei care ne ascultă și nu știu ce înseamnă asta, dar dacă nu știu, nu au pierdut nimic. Discuțiile, dialogul, presiunea care se exercita uh, au fost culmi... au culminat cumva cu momentul în care trebuia să devenim, dacă vă amintiți, ofițeri în rezervă și trebuia să dăm un examen. Și când am dat acel examen, vedeți, mi-a spus întrebarea asta, povestea e lungă, dar nu foarte lungă, dar e lungă. Și când am dat acel examen, la un moment dat a intrat un civil înconjurat de alții în sala de clasă, în timp ce colegii mei erau examinați. Eu nu am fost până la punctul examinat. Când civilii au intrat acolo, toți ofițerii superiori s-au ridicat în picioare și toți ne-am ne ridicat. N-am știut pe cine salutăm. Și domnul în civil a preluat examinarea. În ce a constat examinarea? Interogarea mea pentru vreo două ore în fața colegilor despre credința mea în Dumnezeu. Nu știu exact cine a fost tipul ăla, pentru că mai târziu am aflat că eu de fapt am fost raportat la Comandamentul Marinei Militare și s-a considerat că eu sunt un pericol pentru colegii mei. Și el acum trebuia să vină să rezolve toate problemele pe care eu teoretic le-aș fi stricat. Ce, eu, ce am remarcat eu la el? Era un tip inteligent. Stăpânea filozofie, psihologie, știa și despre religie destul de mult, se juca cu termenii, atitudinea superiorului care îi se adresează inferiorului și care trebuie să accepte un dialog pe locuri tensionat. Deci vă puteți imagina, la un moment dat am refuzat dialogul. L-am refuzat pentru că cita teoretic din Biblie lucruri care nu erau adevărate. Și am spus că refuz să discut cu cineva care nu este fidel Scripturii și o să cer două Biblie, una pentru el, una pentru mine și tot ce spune să argumentați cu Biblia și apoi vă argumentez și eu. Cred că vă imaginați ce a urmat, cine ești tu, amenințări, nu o să mai termin facultatea, mă rog, eram deja într-un travaliu de la o interogare la alta și am sărit peste multe ca să fac povestea scurtă, ăsta este penultima zi de armată, se termină întâlnirea, pleacă acești ofițeri superiori, vine un locotenent major la mine, zice, de ce n-ai spus ceea ce a vrut tipul să audă? Păi zic, cum adică? Puteai să spui simplu, ca el, mâine plece acasă, duci la biserica ta, pe păi bine, dar asta e credința mea, chiar e elementul cel mai important al vieții mele, nu cred că puteam să fac asta. Păi da, tu nici nu știi cu cine ai vorbit, zic, e foarte adevărat lucrul ăsta. Mă rog, au fost multe alte lucruri care s-au întâmplat, adiacente, am venit acasă, la aproximativ două săptămâni, în ziarul Scânteia, organul central al Partidului Comunist Român. Mă distrez de fiecare dată când îmi amintesc casa, da? Un interviu cu conducătorul bisericii în care eu eram membru, nu știu dacă a fost real, inventat de securiști, habar nu am, în care el cumva condamna conducătorul bisericii pe cei care se adună să studieze în grupe mici, că nu, nu asta e credința. Și după câteva luni în care eu am luptat pe toate fronturile acolo să argumentez credința mea în Dumnezeu, m-am simțit trădat de cel care îmi predica. Și fără că eu să-mi dau seama, de fapt în sufletul meu s-a produs o ruptură foarte puternică. Și am intrat într-o fază de îndoieli semnificative. Vă dau un exemplu. Mă duceam și îmi țineam timpul de părtășie, că asta era o disciplină deja mea. Citeam din Biblie ceva, notam, mă rugam. Dar când mă rugam, mă năpădeau îndoiele. Și un exemplu, un gând care mi-a -mi dat mintea. Cui te rogi, este doar un perete poate un om inteligent, rațional să se roage unui perete. Și am intrat într-un zbucium sufletesc cu amplitudini foarte mari. Mă duceam la biserică, am fost tot timpul la biserică. Cântam în cor, mă uitam peste adunare, îi vedeam cum se roagă și îmi spuneam hmm, cât aș da și eu să pot măcar o singură dată să mă mai rog ca voi. Răda aia a fost foarte grea. N-am vorbit cu nimeni despre ea. Am dus-o singur. A fost, au fost luptele mele, zbuciul meu, duelele mele. Ascultam pe tata vorbind cu alți credincioși Mă, e logic, e rațional tot ceea ce spun ei. Ce păcat că eu, eu nu pot să mai cred. Ce păcat. Și. poate după două, trei luni de zbucim așa foarte puternic, într-o zi m-am dus în, într-o cameră unde am fost doar eu. Așa s-a întâmplat că am fost doar eu în perioada aia. Am îngenunchiat îngenucheasem tot timpul ăsta, cât eram necredincios, am îngenucheat în fiecare dimineață aproape. Și am zis, Doamne, uite, vreau să -ți spun că îmi pare foarte rău, dar eu nu mai cred în Tine. Dar, uite, știi ceva? Deși nu mai cred în tine, am câteva întrebări la care nu găsesc răspuns dacă tu nu existi. Cine mi-a schimbat mie viața? cine m-a transformat, cine m-a ajutat atunci și atunci atunci. Și apoi, Doamne, nu înțeleg cine a vindecat-o pe sora mea. Sora mea, Madi, când avea nou, vreo 11 luni, a căzut din pat, era în perioada care începea să învețe să meargă și a căzut, s-a lovit de masă și a fracturat piciorul. Mama s-a dus la spital, țin minte și acum era o sâmbătă, s-a întors după ce au făcut radiografia și au spus, nu avem ce ne trebuie să punem piciorul în, în gips, veniți luni. Eu eram de 9 ani, urcat, țin minte și acum, pe mașina de cusut, părinții mei făceau și asta extra atunci și am spus ceva care s-a părut anormal, nu trebuie să mai ajungi la spital, o să vezi că nu trebuie să ajungi la spital. Mă rog, eu sunt acum pe genunchi, plin de îndoieli, spun lui Dumnezeu că nu mai cred în el. Și zic, Doamne, dar tata s-a dus la biserică în seara, era sâmbătă seara, și a zis să ne rugăm pentru cei bolnavi. Și un frate la sfârșitul slujbei a zis, nu știm pentru cine ne-am rugat, că tata n-a spus specific, dar ceva s-a întâmplat. Tata a venit acasă și sora mea a pornit spre el și la a alergat spre el și l-am îmbrățișat. Dar și eu sunt pe genunchi, mă rog, și spun, nu înțeleg. Dacă tu nu existi, Biblia asta nu, nu are sens, sau are sens, sau fără tine totul e logic. Nu înțeleg cine ești, cum ești. Și a urmat un moment foarte deosebit. A zis, Doamne, știi ceva? Eu cred că, de fapt, în acest moment sunt minții de diavol. Eu cred că tu existi. Și dacă tu existi, tu trebuie să faci ceva ca pe mine să mă eliberez. E bine, eu am o gândire formată foarte logică. Ingineria asta te face, da? 1 plus 1 întotdeauna fac doi Și nu poate fi o poveste. Dar ceea ce urmează să vă spun iese din sfera logicului. Am avut sentimentul Că s-a desfăcut plafonul camerei. Și am avut sentimentul că ceva, cineva mi-a umplut ființa. A fost ceva ce eu nu pot să explic. Am avut sentimentul că instant am fost eliberat de orice îndoială, de orice apăsare și am terminat timpul acela cântând un cântec care era în top printre tineri, care spunea ce multe sunt, ce nu înțeleg, ce multe există, ce nici nu știu, dar una știu și sunt sigur, Iisus e viu. În mine e viu.